Da. La fel, aluatul se face ca la tăiței sau ca la mucenici. Deci, făină, două ouă, sare, fără drojdie și apă, se frământă cu un aluat, deci simplu, se lasă câteva minute, după aia se întinde o foaie mare, foaia respectivă, deci cu sucitorul o facem mare pe masă, după aia împărțim foaia respectivă în pătrate, facem pătrate. Pe fiecare pătrat luăm cu lingurița și punem brânză de vacă, îndulcită cu zahăr, pusă lămâie rasă, mirodenii, așa, și punem pe mijlocul la pătratul respectiv și pătratul îl îndoim în triunghi să fie, știți? Deci pătratul punem în colț ca să vină pe diagonală. Și tot facem triunghiuri, noi le spunem colțunași. Și după ce i-am păturit, așa i-am pus cu brânză la mijloc, le dăm drumul în apă fiartă. Și apa aceea să aibă un pic de sare pusă la fiert și un pic de zahăr. Și putem să punem și un pic de coajă de lămâie sau mirodenii ca să aibă gustul ăla. După ce au fiert, îi luăm cu paleta și îi punem pe o farfurie și îi presurăm cu zahăr vanilat. Și aia se vând de savurat.